Până anul acesta știu doar că s-a făcut până acum s-a făcut o situație celor care au cumpărat bilete individual și știu că au venit din 41 de țări. Asta știu că s-a făcut o situație, ceea ce e foarte mult. Și unul din America de Sud, chiar mi-a mirat chestia asta. Dar așteptăm o situație finală. O informație utilă pentru cei care sunt în afara organizării festivalului. În momentul de față, tot următorul festival este deja organizat. 80%. Greșesc? 80%. Să mai lăsăm o marjă așa, 80%. Pentru că așa trebuie să fie organizat un festival. În momentul în care stai la ușa unor orchestre de atâția ani, e normal să planifici cu mult timp înainte și noi avem deja lucruri pe care le discutăm pentru 2019. Pentru că, cu asemenea, Berlinul, de exemplu, am discutat pentru 2019, cu Rebel și London Symphony pentru 2019. Sunt formații și artiști foarte ocupați și trebuie să te pui din timp acolo pe calendarul lor. Deci, domnule Constantinescu, suntem bine plasați, nu facem ierarhic. Dumneavoastră a spus în interviu că suntem pe locul 3. Suntem bine plasați și, cum să vă spun, trebuie să se țină cont și de cei care lucrează la acest festival. Poate în străinătate există acest sistem de angajare permanentă a celor care lucrează, de exemplu, Salzburg, are 180 de persoane care sunt angajate permanent între festivaluri. La noi nu se poate așa ceva, pentru că vreau să suntem la câți oameni lucrați pe Artexim-ul cu 11 oameni. 11 oameni. Între festivalul și înainte de începerea, adică, de exemplu, prin luna martie, aprilie, deja începem să luăm colaboratorii pentru diverse domenii de activitate la noi. Și în timpul festivalului, full-time, cu câți oameni lucrați? Am fost, cred că, în jur de 70 de persoane. La Salzburg am văzut statistica lor și erau vreo 400. Deci diferența este foarte mare, iar la noi, cei care au lucrat în ultimele ediții ale festivalului, să zic așa, în proporție de 80%, sunt studenți, masteranți, care vin și care lucrează cu noi și care cărora le place să lucreze cu noi și care au o experiență foarte... După festival poți să ocupe orice post. Efectiv poți să ocupe orice post, pentru că e o muncă foarte grea și o muncă de devotament până la urmă. Și mai avem restul de 20% care sunt cei inoculați deja, care în momentul în care au de festival, vin imediat să lucreze, indiferent de unde sunt, cum vin să lucreze, pentru că e o muncă frumoasă. Uite, și avem un profesor acolo, care din 2003 tot vine și se ocupă de lucruri foarte importante. Bravo! Da. Da. Aș vrea foarte pe scurt, ne apropiem de final, să evocați obstacolele endemice. Nu astea ocazionale, ci cele de care vă ciocniți în fiecare an. Somn cu sala, pentru că e un lucru de care ne ciocnim din 91, eu cel puțin mă ciocnesc din 91. E vorba de Sala Palatului. Și nu știu dacă eu am să mai apuc să văd o sală nouă. E un lucru pe care ne-l dorim. Nu depinde de noi, depinde de multe alte persoane și organizații și instituții și așa mai departe. O altă problemă cu care ne-am confruntat a fost aceea. Să abandonați sala, vreau să vă citesc ce a spus Ion Hollander, despre care vom vorbi în încheiere, înainte să întreb de planurile în privința succesorului la conducerea festivalului, al domnului Hollander, care a fost foarte important. Are un cuvânt despre conducerea Sălii Palatului, despre care spune că este indolentă, arogantă, lipsită de cultură și obraznică. Și că este incredibil că, deși se află în subordinea guvernului, iar guvernul este organizator al festivalului George Enescu, își permite conducerea acestei sări să fie indolentă, arogantă, lipsită de cultură și obraznică. Confirmați? Nu.
Dacă ai fi confirmat, acum vă dați seama. 2017. Sunt două lucruri. Sau se schimbă, sau se schimbă. Sau se schimbă conducerea în sensul că va fi schimbată, sau se schimbă ea însă și interior și devine altfel. Adică, contrariu indolenței, contrariu aroganței, contrariu lipsei de cultură și contrariu... Știți cum e? Până la urmă trebuie să navigăm printre aceste defecte, pentru că asta este, n-avem ce face. Ăștia suntem cu ăștia de fină. Anul ăsta... Cu toate problemele pe care le-am avut la început și pe care domnul Volender le-a sesizat foarte bine, până la urmă, pupa piața independenței. Adică asta este. S-a desfășurat, cum s-a desfășurat, ne-am ajutat, ne-am mai ieșit ciondănit. Conducerea sălii este o chestiune, da? Este acustica ei, de care s-a plâns foarte multă lume, dar da. Mi-a spus că în momentul de față, cu... scoica aceea acustică care a fost făcută și cu echipa olandeză care a adus îmbunătățiri punctuale acusticii, ea nu mai este o catastrofă. Nu. Dovada cea mai bună este că orchestrele bune s-au auzit bine. Adică în momentul în care se aude Berlinul bine și nu se aude cealaltă orchestră bine, nu-i vina noastră că s-a auzit mai bine, ci este vina orchestrei din Berlin că așa se aude ea. Da. E orchestra singură și când e Șostakovici. Dar când, dacă vă aduceți aminte, concert și am un dacă vă aduceți aminte, a fost în prima dată când au venit cei de la concert Gebau cu Maris Jansons, au dat la bis o parte dintr-un quartet, orchestra mare, o parte dintr-un quartet de Haydn. Da. A fost ceva divin, adică, domnule, se auzea și piano, se auzea și forte, se auzea tot, se auzea orchestra aceea formată din câți erau, s-a auzit unitar. Deci, până la urmă, depinde de orchestră cum s-aude. Noi n-am făcut modificarea pentru că nu se... La Saga Chang... Ce anume? La Saga Chang a fost mizerabil. Da. Păi, da... Dar carpușul merge așa, păi, ce să faci? Da. Dacă orchestră e alta... La Saga Chang am auzit-o la atâneu, acum câțiva, când a venit la un recital, când a impecabil. Iar la sala Palatului a fost o porcărie sinistră. Nu vreau să mă pronunț în legătură cu modul în care a cântat Sara Chang. Dar bani, o grămadă de bani pe bilete care s-au scris foarte mult. Da, da. Asta. Aveți dreptate, dar asta nu este, cum să vă spun, că Sara Chang a cântat prost, pot să vă confirm și eu. Nu pot să vă confirm că a cântat prost. Eu pot să vă confirm că a cântat prost. Și cea mai bună imagine a Sara Chang că a cântat prost este când se lasă pe spate, da? Deci când te-ai lăsat pe spate înseamnă că nu vrei să faci altceva, că nu poți să faci și începi să dai din fizic. Asta e. Deci nu. Și când este să se audă, s-a auzit bine. Da? Deci soliștii s-au auzit bine, pianul s-a auzit bine, la cine a trebuit să se audă bine. Deci din punctul acesta de vedere, și am întrebat pe cei de la Berlin, de ce s-a auzit Berlinul și nu s-a auzit celălalt. Pentru că celor de la Berlin s-a spus un lucru care foarte puțin dirijori le-au spus. Cântați, prelungiți puțin emisia sunetului. Și atunci a ieșit un sunet cărnos. Noi n-am modificat. Microfoanele nu s-au modificat atunci. Olandezul era din Olanda, dacă nu putea să vină aici să modifice. Deci de ce s-a auzit la unii și la alții nu s-a auzit? Dan Degea are o ipoteză. Am discutat cu el în festivalul din 2013 și despre Maris Jansons a spus că este un cavaler Jedi. De a scos așa sunete. Nu, e o realitate. Acum, cum să vă spun... De-aia încercăm să și facem o sală. Pentru că dacă sala ar fi perfectă, atunci n-am mai încercat și nu s-ar mai investi bani. Aș vrea să pomenesc aici de proiectul lui Dorin Ștefan, un arhitect remarcabil, care are ideea. O spuneți cum este? Da, se dorește o sub sală, sub intrarea de la sala Palatului. Sub intrarea de la sala Palatului să facă o sală. Sala de mine. Pentru că ideea este dacă faci undeva departe, atunci toată unitatea asta formată de Ateneu, piață, sala Palatului se pierde. Pentru că e o unitate care face din Festivalul Enescu un eveniment urban. Dar dacă duci o sală bună, nu știu, lângă Biblioteca Națională, de exemplu, toată această unitate de tăsut urban se pierde. Și ideea lui Dorin Ștefan este să facă ceva în subsolul care corespunde oarecum arealului sălii Palatului.